Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la ediție specială la TV Galați. În această seară avem alături de noi pe unul dintre vicepreședinții Partidului Național Liberal din Galați. Este vorba de domnul Cristian Gâscă. Bună seara, bine ați revenit la ediție specială la TV Galați. E an electoral, avem de ales între candidații deocamdată doar la nivel de propunere. Rămâne să și vedem dacă cei care se vehiculează în media locală că vor candida, vor și ajunge să-și depună acele dosare. Presupun că deja Partidul Național Liberal are un program electoral pe care, cu care veți ieși, cu și împreună cu candidatul dumneavoastră. Haideți să vorbim în primul rând dacă rămâne Nicușor Cimacenco viitorul candidat al Partidului Național Liberal la primăria Galați. Bună seara și bine v-am regăsit la emisiune. Da, Nicușor Cimacenco este candidatul Partidului Național Liberal la primăria municipiului Galați. A fost făcută și lansarea oficială în luna ianuarie, deci la noi, la nivelul Partidului Național Liberal, nu mai de nu mai există... De lansarea oficială am mai avut parte de-a lungul anilor și mai există nicio, se mai puteau răzgândi pe ultima sută dubiu, nicio problemă, deci el va fi, și din punctul meu de vedere, viitorul primar al municipiului Galați. Asta rămâne de văzut, vedem și gălățenii ce vor vota pe 5 iunie. Spuneți-mi dacă ați creionat programul electoral și aș vrea să-mi punctați cele mai importante linii pe care va merge PNL-ul și implicit candidații dumneavoastră, respectiv viitorul candidat al primăriei și cu echipa de consilieri, și care ar fi acele linii importante, acele proiecte importante pe care gălățenii probabil vor să le afle, rămâne și de văzut dacă le vor și vota. Da, n-aș vrea să dezvălui prea mult. N-ați început că, bine cu n-aș vrea, dar haideți să... Nu, din ce punct de vedere? Pentru că vineri la ora 16 la Teatru Dramatic este lansarea oficială a programului și normal ca și candidatul să-și lanseze programul. Câteva idei pot să vă dau din programul dânsului. Deci referitor la căldură, primul lucru pe care îl va face când va ajunge primar este rezolvarea problemei căldurii pentru cel puțin pentru anul viitor, pentru că cam undeva, dacă alegerile sunt în 5 iunie, investirea ca și primar se va face undeva între 15-20 iunie. Și de atunci până în luna noiembrie mai sunt cam 3 luni, jumate, 4 luni până începe frigul și normal trebuie dat drumul la căldură. Și asta este clar, Nicușor Cimacenco este problema, prima problemă care o va rezolva. Ați adus în discuție subiectul fierbinte și la propriu și la figurat, căldura. Are un plan concret? Adică vine cu bani din momentul ăsta, gălățeanul va avea apă caldă, căldură, nu vom avea datorii și așa mai departe? Da. Vine să plătească și datoriile istorice pe care le reclamă CET-ul și așa mai departe? Nu vine primarul să plătească datoriile istorice. Deci, de fapt, deci, aici sunt... e marea problemă. Da. Nu, că nu actualul... în momentul când va ajunge primar, sunt mai multe variante. Una ar fi să merg la ministerul care aparține CET-ul, electrocentralele, așa, și să treacă CET-ul și din Calorgaș, din CET, să facă o singură societate. Și apoi, făcându-se o singură societate, să poată scoate la licitație, să aibă un management privat. Lucru pe care în multe locuri a mers cu managementul privat, nu mai ține de legăturile politice, de oameni locali și atunci se poate rezolva un ales. Sau, dacă ministerul nu e de acord, poate vrea ministerul să preia Calorgaș să facă o singură societate și atunci ei să asigure căldura municipiului Galați. Ei, cum ar fi acum ministerul să se implice în asigurarea căldurii la Galați? Eu vă zic ce variante ar fi. Sau cu centrale de cartier. Și cu cogenerare, care produc și curent electric. Soluție financiară și pentru această variantă, pentru că s-a văzut până acum situația merge la limită, adică e clar că... Nu e domeniul care să-l stăpânesc, dar ce știu din discuții că pe centralele astea de cartier cu cogenerare, cum se toată Uniunea Europeană așa acum se solicită să construiască centrale cu cogenerare, am înțeles că gigacaloria este mai ieftină. Nu pot să vă dau că nu sunt specialist în domeniu, eu știu din program ce s-a și va prezenta probabil Nicușor Cimacenco
cel mai bine și soluțiile. Da. Eu am mari dubii că se va rezolva această problemă până în luna noiembrie. Eu cred că se va rezolva, pentru că e clar, e prima problemă de care se va a pleca spre ei. Da, să nu uităm că Nicușor Ciumacencu a fost și viceprimar an de-a rândul și situația a trenat, așa că de ce nu s-a Da, nu viceprimar, dar n-a fost primar, pentru că decizia era la primar. Da, ultimele 6 luni de mandat ale domnului Dumitru Nicolae le-a avut pe mână domnul Ciumacencu, nu cu cred, drept de semnătură. Domnul Ciumacencu a și plecat. Nu mai era viceprimar la dacă ne amintim bine... Eu știu că în primăvara anului 2012 a și plecat. N-a mai fost viceprimar. În regulă. Rămâne de văzut dacă, într-adevăr, acest proiect va fi și realizat. Oricum, gălățenii suferă la capitolul ăsta și dacă până în luna noiembrie acestui an nu vom reuși să găsim o soluție... Păcat că au fost și cei de la Enel, știți că au venit să facă o termocentrală pe cărbuni și nu s-a vrut, nu s-a dorit și acum oamenii au plătit și 500.000 de euro chirii pentru terenul din zona liberă de acolo, timp de 6 ani de zile, și acum au dat în judecată să recupereze cele 3 milioane de euro pierdute degeaba. Și dacă mai țineți minte, în 2011 a venit Usitalo, care a făcut o discuție și rămau cei din Suedia, să facem tot așa o centrală și să folosim deșeurile pentru ardere. Lucru care în următoarea... Vorbim de 2011. 2011, da, și în 2012. Că nu era actuala legislatură. Păi da, dar nu s-a continuat programul. În 2012 l-au sistat. Au fost plecați la vânătoare în Suedia, nu la Usital. Am înțeles. Citeam chiar în această dimineață, într-unul din ziarele locale, faptul că avem o problemă uriașă la Galați și mă refer aici la faleza Dunării, care e într-un fenomen de tasare continuă și e vizibilă deja de ceva vreme, de câțiva ani buni. Nu s-au găsit fonduri și nu s-au alocat fonduri nici în 2016. Și stau și mă întreb de ce consilierii locali și nu numai ai dumneavoastră din partid și din celelalte partide nu vin cu o soluție tocmai pentru această zonă. Să nu uităm că e o zonă cu trafic intens, să nu uităm că e locul principal de promenadă al gălățenilor. Nu numai pe timp de vară, se face sport și iarna în zonă și s-ar putea ca într-o zi să ne trezim cu toată faleza în Dunăre și să nu mai avem nici loc de promenadă, nici spațiu de recreere, nici acces pentru trafic și așa mai departe. De ce nu facem nimic pentru faleză, de exemplu? Păi, în programul pe care l-am Nicu, cred că are pentru faleză. Eu știu că se pot atrage fonduri europene. Făcând faleza pentru... Știu că era făcut la un moment dat un calcul, vreo 80 de milioane de euro ar costa toată investiția. Se pot atrage, cum au fost atunci pe fonduri europene, s-a făcut și portul de embarcațiuni, același lucru în viitoarea legislatură. Care acum portul nu mai există, da, a fost lăsat. Se pot face la fel, pe fonduri europene, să atragem pentru zona. În momentul când o faci să o dezvolți, să faci și consolidarea zonei, pentru că nu poți construi ceva pe o zonă care este sensibilă la orice, eu știu, mișcare tectonică sau... Eu vin și întreb, dacă noi nu suntem în stare să ne consolidăm ceea ce avem, cum Dumnezeu ne putem gândi să venim cu proiecte futuriste, gen poduri, tuneluri și așa mai departe, să evoluăm? Cum procedăm? Bun, acum, eu n-aș vrea, că tot am mai spus la emisiuni, eu aș vrea să merg pozitiv așa, aș vrea să spun ce putem face noi, viitorul primar Ciumacencu și Partidul Național Liberal. Tunelul, deja e o părere a mea că este o chestiune închisă pentru Galați, pentru că în master planul care a fost aprobat de pe transporturi și la Bruxelles, la Uniunea Europeană, nu este prevăzut pod la Galați. Și, ca să spun așa, din culisele, și podul este un pic tras de păr. În ce sens? Ca un pod să fie viabil, am înțeles că trebuie să aibă un trafic de 12, minim 12.000 de mașini pe zi. Bacul la Galați și bacul la Brăila în zilele de vară, pline, de pline, așa, nu trec mai mult de 3.000 de mașini. Și faptul că Uniunea Europeană dorește legarea regiunilor, regionalizarea și mai ales faptul că avem și aici Moldova și Ucraina, ne-a făcut să ne se aprobe și acel pod care, în condiții normale, nu s-ar fi aprobat, că nu s-a justificat traficul pe el. Și un tunel, ca să face investiții de 10 de milioane, chiar eu știu că în legătură cu tunelul, ca să nu mai zic cine cum, s-au dus nepregătiți la Ministerul Transporturilor. Tunelul nostru este în Mlaștină, la Lățini. Și au fost întrebați, bă, da, cu cei de la Turția ați discutat? Nu. Păi și atunci legați ce?
ne ducem dintr-o zonă și știu că făcuseră, că erau mai multe intrări în tunel, așa, într-o zonă în care una era sub nivelul Dunării. Deci când ploua s-ar fi intrat pe intrarea de la Galați, s-ar fi inundat cu apă. Bine, noi n-am fost în stare după inundațiile din 2010, când Dunărea amenința să rupă toată zona din valea orașului. Da, da. N-am fost în stare să refacem digurile. Apoi, să mă ierte Dumnezeu, facem pod, tunel... Nu, este, nu pot să zic că este o idee rea. Dar ideea, când ai un surplus de fonduri, ai terminat, ai rezolvat problemele Galațiului, este canalizare peste tot. Cum spuneți dumneavoastră, avem dig, avem șosele, nu mai dăm în gropi, avem iluminatul rezolvat cu școlile, cu spitalele, facem și un pod, că avem bani și nu știm ce să mai facem cu ei din fondurile municipalității. Că veni vorba de structura sau de infrastructura rutieră a Galațiului. Dumneavoastră ați fost o bună perioadă de vreme director la Poliția Locală Galați. Cum vedeți acum Poliția Locală Galați? Cum se descurcă? Cum îi vedeți pe oamenii din teren? Eu nu... Deci eu am numai cuvinte de apreciere pentru oamenii pe care i-am coordonat timp de 5 ani de zile. Sincer, acum m-am întâlnit cu multă lume care unii știau că am plecat, unii nu știau că am plecat și mi-au zis, domnule, nu mai vedem polițiști locali. La momentul actual s-au luat foarte multe mașini, dar care nu se justifică, pentru că, de fapt, ce trebuie să facă poliția locală, trebuie să facă pe jos. Patrulare pedestră, nu patrulare în auto. Face auto la echipele de intervenție și rutieră. S-au făcut secții. Nu le văd rostul, pentru că secțiile respective, cele 5 secții făcute după modelul secțiilor de la Poliția Municipală, au în primul rând 5 oameni care nu fac nimic în secții. Ofițeri de serviciu care stau acolo. Deci 5 ori 5 sunt 25 de oameni care s-ar putea face 12 patrule, care ar fi pe în cartiere să le vadă oameni. Și să asigure ordinea siguranța publicului, cetățenilor. Deci vi se pare că parcă s-au lăsat așa pe o ureche? Da, sincer, acum ce să zic? Tot respectul pentru agenții de poliție. Dar nu cred că este o idee bună asta. Și cu foarte multe mașini și oamenii care patrule pe care oamenii nu mai văd. Eu personal văd mai multe, cel puțin în zonele centrale, în zona parcărilor, în zona stațiilor auto, sunt suficiente. Vorbiți de rutier. Da. Eu vorbesc patrulele de ordine public, nu rutiera. Rutiera și-a făcut treaba întotdeauna. Din momentul 2008, când am înființat serviciul rutier la Poliția Comunitară, cum era vremea respectivă, și-au făcut treaba. Eu mă refer la patrulele de ordine public, care, cele care pur și simplu trebuie să fie prin cartiere, printre oameni. Vă simțiți în 2016 mai sigur decât acum 6 ani, să zicem? Pe stradă? Sincer, eu n-am avut niciodată probleme pe stradă. Dar când erați director, patrolau colegii dumneavoastră prin fața blocului pe unde locuiți să, uite, ne vede șeful că suntem la treabă? Nu, chiar n-am avut și chiar le-am zis. Nu vreau să spună lumea că pentru faptul că sunt eu, ca și abuz, am trimis oamenii să facă acolo. Da, trecea jandarmeria, treceau cei de la secții. Ați văzut că se montează sistemul acesta inteligent de monitorizare a traficului rutier, Unda Verde. Bună ideea pentru Galați? Da, dar că toți suntem aici, mi se pare cam ciudat să ajungi la ultimul leu în sensul giratoriu și să stai la semafor. Greșit, nu e sens giratoriu, este intersecție. Intersecție, da. E totuși o diferență. Da, avem IFR-ul care e sens giratoriu. Și mai atâtea străzi, nu știu, poate așa au gândit cei care au făcut programul, dar mi se pare normal că totuși sensurile astea giratorii sunt făcute expres pentru a fluidiza traficul. Că cel care intersecție are prioritate, nu? Și să merge. Nu știu cum au gândit-o. Mi se pare ciudat. O să funcționeze? O să fie mai bine pentru gălățeni? Ce credeți? Păi, până nu vedem, nu aflăm. Ați văzut și la București. Și eu făcut și a murit la un moment dat. Și n-a avut nimeni vreo feedback să spună că domne, a fost bine sau a fost rău. Cum vedeți dumneavoastră că ar trebui traficul reglementat în oraș, spre exemplu? De exemplu, am putea face pasarele sau subtraversări, în primul rând la pietoni. Vorbesc aici, avem la tribunal unde e un nod, unde este întotdeauna aglomerat. Avem țiglina 1, țiglina 2 acolo, unde sunt florile. Și micro 19, la fel. Deci ori
Suprateran, nu subteran. Dumnezeule, povestea asta cu pasarelele, le aud odată la 4 ani. Că vine de la PNL, că vine de la PSD. Păi, eu am spus-o și deci, în momentul când eram la poliția locală. Cum se face că vă puneți de acord oamenii politici, pe rând, așa, parcă vă vorbiți, într-un an electoral propune PNL, un an peste 4 ani vine PSD-ul cu ideea, dar niciodată în Consiliul Local nu se hotărăște odată pentru totdeauna. Hai, frate, să ne apucăm să facem chestiile astea. Nu contează a cui a fost ideea. De ce n-ați făcut-o? De ce nu fac până acum? De ce n-au făcut-o până acum? Păi, eu nu pot să vă zic că eu nu am fost consilier. Da, sunteți în partid, aveți colegi consilieri care pot promova acest proiect. Colegii consilieri sunt 5 consilieri din marea de consilieri de la Consiliul Local și, acum să mă scuzi colegii, nu prea contează acolo. Ați avut majoritate în Consiliu pe vremea USL-ului în 2012, adică totuși. Se puteau promova o grămadă de proiecte. Păi acum eu nu știu de ce n-au promovat. Primarul sau consilierii sau viceprimarii. Deci l-au promovat. În nou program există și aceste proiecte cu pasarele, cu pasaje subterane? Nu știu. Trebuie să urmăresc. Vedem ce ne spune domnul Ciumaceanu. Pentru că avem... Eu spun din punctul meu de vedere care am trecut prin problemele astea și polițiștii de la rutieră îmi spuneau unde sunt probleme. Avem un exemplu pe undeva comic, pe de altă parte trist, cu pasajul subteran din zona centrală a orașului, care nu e aproape niciodată folosit. Cine știe când și când mai trece câte unul, arată oribil pe dedesubt, nu e consolidat, e mizerie și așa mai departe. Deci e cel mai simplu exemplu că nu funcționează sistemul. Dacă... Da. Vedeți când știți că era o trecere de pietoni în față la Podcoava. Nu cea cu semaforul, cea mai încolo, care venea de la piață. Da. În dreptul acelei farmacii. Și s-a anulat și oamenii s-au obișnuit că trebuie, dacă se anulează și trecerile de pietoni și ai numai pasajul subteran sau suprateran, vei merge pe acolo. Exact cum știți pe DN1 de la București încolo spre aeroport, că s-au făcut pasarelele pe care se traversează. Sau cele de la Mamaia. Toată lumea a mers la Mamaia. Și să folosesc aia, pentru că nu mai ai pe unde să traversezi. Poate cazul să propuneți, măcar vedem în următoriu 4 ani că se schimbă ceva. Ce alte proiecte mai are PNL-ul pentru, sau propuneri pentru Gălățeni? Eu știu că una din probleme era și rezolvarea problemei câinilor comunitari. Adică cooperarea mai strânsă cu asociațiile astea de salvați câinii, lăbuși și mai care erau. ONG-urile, în primul rând, sterilizarea lor în prima fază, de când sunt mici, pentru a nu se mai mulți. Și eu o văd și prin prisma fostului director al poliției locale, în care aveam discuții cu locatarii. Ți-ai asumat răspunderea să mergi la dăpost să iei câinele. Atunci ai grijă de el. Nu îl iei și dai drumul pe stradă. Cum l-ai adus de la dăpost, îi dai drumul pe stradă. Părerea mea și cetățenii ar trebui să fie mai conștienți de rolul pe care îl au. Pentru că dacă te duci și iei 3-4 câini și îți asumi răspunderea, atunci să și chiar să răspunzi. Sancționat contravențional pentru că nu respecti. Pentru că știu acum luna trecută când s-a topit zăpada, cea mai mare problemă că am întrebat și noi pe un oraș cum răspunde, toată lumea a spus de câini. Exact, excrementele. Ce a rămas după ce s-a topit zăpada. Și dar problema e că nu numai de la câinii comunitari, și câinii pe care au oamenii în apartamente sau în case și le dădeau drumul pe stradă. Știm foarte bine că există acea hotărâre de Consiliul Local cu amendă, dar nu mi-aduc aminte în cariera mea de jurnalist să aud că a primit cineva amendă. Au fost care mergeau cu câinii și au lăsat să-și facă nevoile, dar nu strângeau, că spunele să ai o punguliță, un fraș, o lopă, nu știu ce. Și în momentul când agenții de la poliție au spus, domnule, vă rog, am frumos așa, ce, mă, ați terminat cu infracțiunile în oraș și de sancțiuni și ne-ați găsit pe noi? Aici e vorba totuși de civilizație, de spirit civic, domnule, dacă tot a ieșit și animalul a făcut, ea și strânge, că dacă erai cu un copil și făcea un câini și călca copilul sau un bătrân, nu știu dacă îți convenea. Adică chestie de bun simț. Nu trebuie să le aduci mereu aminte. Domnule, știi că e un haștile care spune cu câinii. Sau treaba cu zăpada. Știți că a venit zăpada. Sunteți obligați conform haștileului și legii să dați zăpada, să curățați gheața. Adică
lucruri pe care, acum nu sunt nostalgic, dar mi-aduc aminte când eram copil în anii 80, ieșeam singur cu lopata în fața blocului, dar nu venea nimeni. Și stăteam la etajul 4 și coborâm și dădeam cu zăpada din fața blocului. Da, erau alte vremuri, probabil, și spiritul civic. Era altfel, nu știu, spirit civic. Dar nu venea nimeni să ne forțeze. Democrația a fost înțeleasă destul de prost în România. Să facem ceva care ține de obraz, de bunul simț. Spuneți-mi, ați zis de câini, dar care ar fi soluția? Bun, că ea și ei au grijă după ce iau de la adăpost. Da, după asta să mai facă și alte adăposturi și cooperarea. Nu știu, cu bani și poate partenerea public-privat, că sunt atâtea ONG-uri care au finanțări europene. Și s-ar putea un partenerea public-privat, primării, respectivă. Credeți că ar funcționa un asemenea sistem? De ce n-ar funcționa? Pentru că toată lumea, până la urmă, iubim câinii, nu? Și orice animal, și că e pisică, câinii, fiecare are un animăluț în curte, acasă sau nu fiecare, majoritatea oamenilor, să spun. Eu zic că n-am ajuns chiar așa de rău să nu funcționeze treaba asta. Da, rămâne de văzut. Mai dați-mi încă un proiect important pentru că ne apropiem de finalul emisiunii. Ar trebui și rezolvată problema cu parcările în oraș, adică tot așa, în locuri unde sunt sau desfințat garajele, să de făcut parcări ori supraterane. Haideți să-i dăm cezarului ce al cezarului. Deja Marius Stan a făcut un prim pas. A făcut o parcare în Micro 19. Lucrează, a reușit într-un final să rezolve și problema parcării cu școala 28. Știți că au fost acele discuții cu anumite parcele. Da, cu proprietăți. Care erau proprietăți? Și așa mai departe. Că și acolo era un semn de întrebare. Cum în mijloc era unul care, sau doi, sau care aveau în sfârșit acte de proprietate. Asta e altă poveste. Înțeleg că au început să fie dărâmate garajele din spatele liceului pedagogic. Iarăși, deci, cum ziceam, să-i dăm cezarului ce al cezarului. Da, dar acum ce să faci? Tot parcări. Cum? Uităm ce se întâmplă în fiecare zi între orele 12 și 1, când toți părinții vin ca să-și ia copiii de la liceul pedagogic. Părinții care vin în față vor parca acolo? Da. Atâta vreme cât poliția locală va sta acolo cu amenzi, ar trebui să parcheze în spate. Eu am locuit 30 ceva de ani în zona aia acolo și nu erau garaje când era mai mitite la așa. Și n-am văzut să înghesuie și nu văd locul. În spate, la pedagogic, lângă grădinița aia de copii, nu văd ce s-ar face. Sau de-a lungul gardului. Eu am văzut că e făcut un studiu de nu știu ce firmă acolo, să dărâme garajele. Garajele care sunt de-a lungul gardului de la pedagogic, liceu pedagogic, nu cred că deranjează pe nimeni. Ba da, deranjează traficul din Brăile, vă spun. Vii la între orele 12 și 1. Păi nu au treabă legătura aia, că acolo este o stradă pe care intră numai să parchezi mașinile. Aia nu e o stradă în jurul de la grădiniță, deci, veniți din haideți spate. Haideți să fim serioși, că la Românul s-a învățat. Blocurile la ieși, la C16, De acord, da. Românul s-a învățat atât de prost încât vrea să coboare din mașină și să aibă mașina fix în fața scărilor de la intrare. Ori trebuie să învățăm să avem bun simț, să parcăm la 100, 200, 300 de metri, să mergem pe jos să ne luăm copilul, nu să blocăm două benzi de multe ori, v-am spus și intervalul orar, 12 ore, știu că avem de luat copii. Deci am ajuns de râsul lumii. Stă poliția rutieră și națională și colegii de la poliția locală să-i ghideze, nu le mai dau amendă că vezi, n-au unde să parcheze, dar să ghideze cumva traficul să meargă totuși smurdu pe banda 3, autobuzele, troleibuzele pe banda a doua când și când, dacă nu sunt deja alte mai... Deci nu e normal. De asta vă spun că dacă în spate s-ar organiza o parcare și cu polițiști aferenți care să și dea amenzi din acel moment, probabil că ne vom civiliza. Vorbiți de parcare. Bun, organizăm parcarea aia, dar dumneavoastră credeți că dacă s-a făcut parcarea și oamenii de la blocurile alea își parchează mașinile, cei care vin cu copiii, o luăm la fel. Unde intră? Peste mașinile celor care locuiesc acolo? E suficient spațiu de locuri de parcare acolo, dacă se dărâmă toate garajele. Ne amintim câte blocuri, câte garaje sunt în spate la IEM-uri, între constructorilor și Coșbuc. Da, dar la IEM-uri nu duce nimeni la IEM-uri să parcheze când e la pedagogic. IEM-urile sunt la câteva sute de metri. Păi câteva, ce vorbeam mai devreme, câteva sute de metri. Același lucru se poate despre eu aș vrea să văd, cum spuneți dumneavoastră, că s-a făcut vreo parcare care are, nu știu, câteva sute de locuri. Dar să faci o parcare cu 40 de locuri, să-l auzi în 4 ani de zile că ai făcut o parcare cu 40 de locuri în Micro 19? Pe,
E un început, asta vă spuneam. Că asta e un început, că nu e ușor să dărâm. Programul prevăzut parcări supraterane sau subterane care să aibă... Unde le facem? Exact cum am spus, când dacă tot dărâm acolo, măcar să facă o parcare. Să facă una care să încapă sute de mașini. Trebuie făcut, adică nu radem, punem niște asfalt și tragem niște dungi acolo și am făcut 30 de locuri. Și la locatare sunt 70 cu mașini acolo. Deci asta aveți în plan pentru următorii 4 ani, să înțeleg. Da. Și parcări supraetajate. Da. S-a încercat un astfel de proiect și a rămas la stadiu de vorbă în spatele tribunalului, unde cred că este cea mai mare aglomerare de mașini în intervalul 8-16. Da, asta din păcate că nu folosesc parcarea din fața casei de cultură. Că se poate intra acolo. Părerea mea, adică pentru un leu 50 pe oră... Da, e scump pentru domnii avocați și domnii procurori. Că... Păi nu numai, e că și cine vin părțile din procese, tot pe acolo caută să parchezi, ca să nu mai traverseze strada. Final... Zic, în nodul cel acolo se poate face și o subtraversare pentru mașini acolo, în primul rând. Se poate face. Și lăsa liber ca pietonul și circule pe deasupra. Asta dacă nu s-o surpa natural Galațiul, după cum arată. Să sperăm că o să fie în regulă. O ultimă întrebare pentru această seară. Cum e cu bârfa asta că PNL-ul și PSD-ul, deși sunt opozanți, au bătut palma în secret? Dacă iese candidatul PNL-ului la primărie, automat președintele CJ-ului va fi al PSD-ului și invers, și îl lasă în aer pe actualul primar Marius Stan. E adevărat? Eu n-am auzit. Eu nu cred că s-a încercat așa ceva. Pentru că Marius Stan candidează din partea partidului lui, merge mai departe. Noi avem candidatul nostru, PSD-ul are candidatul lor. Nu cred că e vreo înțelegere. Da. Dar nu spune sigur nu, nu. Deci nu, crede. Deci eu nu știu de o asemenea înțelegere. Ok, mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră în această seară. Vă mai aștept o specială. Doamnelor și domnilor, atât pentru această seară. Rămâneți alături de TV Galați. La revedere!